Continuăm emisiunea și astăzi de ziua îndrăgostiților. Minodora va răspunde fără ascunzișuri la absolut toate întrebările legate de dragoste și de iubire. Așadar, nu vine singură, ci însoțită de Liviu și de fiul lor, Marco. Să-i poftim aici, în platou. Salut, Marco! Te salut! La mulți ani, vă rog frumos să luați un loc. Mulțumim. Ce mare a crescut Marco de cum ne-am mai văzut, da. Și ce mare a crescut și burta lui Liviu de cum ne-am văzut. Bă, n-am cum să spui asta, dar sunt pregătit. Da, nu, da, da, asta e, ce să fac, mă, Liviu. Înainte erai mai fit, erai mai pătrățele, mai abdomen, acum uite, na. Pe cu cât avansezi în căsnicie. Da, am înțeles, deci stai să suc burta un pic, pentru că sunt 14 ani de... Nu? Pe 1 martie? Pe 1 martie de ziua mea. 14 ani. De ziua mea, mulți, da. Înainte, mulțumim frumos și vouă la fel. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și vouă. Câți ani faci pe 14 martie? 41. 41? Da. Nu arăți de 41, dar sincer, mulțumesc fără nicio chestie. Mulțumesc. Mulți înainte. Și stă și foarte bine cu look-ul ăsta, Tina Turner, așa. Da, da. Nu? Da. E părul meu natural și... Bă, îmi place de Marco, nu l-am mai văzut de mult. Mulțumesc. A crescut așa foarte... Foarte frumos. Câți ani e acum, Marco? 9. 9 ani și ești în clasa? A treia. În clasa a treia. Cum e la școală? Bine. Merge bine treaba? Uh-huh. Îți place de vreo colegă? Dacă nu o împingem. Am înțeles. Nu putem vorbi de față cu părinții de treburile astea. Mă gândeam că de Valentine's Day vrei să saluți pe cineva. Marco e pianist la Dinul Ipati, da. Deci e pianist, da. Și am văzut niște momente pe Facebook sau undeva unde ați mai postat cu Marco. Genial. Jos pălăria pentru... Da, da, îi place, da. Îi place pentru că a avut momente în care n-a vrut să studieze și l-am întrebat dacă punem pianina pe site-ul de vânzare. Pentru că nu îl forțează nimeni, da, dacă nu dorește să facă. Și a început să plângă și a zis că nu, el își dorește să... Și este să un cânte și că este foarte artist. Cuminte. A zis, unde-ți mai pui tu, mami, lumânările, dacă dăm pianul? Exact. Bun, 14 ani de când sunteți împreună. Da, cum au fost ăștia 14 ani, sincer? Nu știu. N-ai fost prezent, adică nu știu cum. Și ce? Ți se pare că au trecut de greu? De ce zici așa, da, mă, papă? Direct, papi. Dacă stăm serios așa. Da, ți se pare că trecut pe bune acum. Parcă a fost ieri. Ți se pare că au trecut repede, sincer? Da, da, foarte repede. Au trecut pac imediat, da? Da, da, nici acum nu s-o obișnui cu ea. Încă n-ai apucat să o cunoști bine. Da, aia să... femeia, știi tu. Da, e întotdeauna imprevizibilă. Nu, bă, da, eu cred că Minodora te surprinde de fiecare dată. Acum pac creața, acum lucul nu știu ce, imediat da, îți face da, flutura și da, stomac, da? Da, așa e. Te ține mereu în formă. Da, da, așa e. De ce este? Da, și în casă schimb totul, nici de casă nu se plictisește, că schimb covoare, ornamente, de lumânări. De multe ori intru, zic, hopa, asta e că am intrat la vecinul. Deci, păi pasiunea Minodorei, nu? Da, da. Bravo, Minodora, îmi place, deci nu lași totul așa... Nu, no, nu, no, și ție îți place, că am fost dată la tine și da, am fost informată că tot ce era acolo frumos era făcut de tine și am rămas extrem de surprinsă. Nu știu dacă lumea știe lucrul ăsta, dar tu ești foarte meticulos, da, și avea niște cești de cafea superbe. Cătălin le-a luat, da, și ornamente și... Cătălin le-a luat, bă, dar tot a luat Cătălin, incredibil. Eu, ăsta ți-o da, gospodar. E cam mirat că te este, nu știu despre ce vorbești. Da, 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 eram un pic surprins acum. Chiar te felicit că la apartamentul vostru ați avut o dată, la un moment dat, un apartament unde am mâncat, făcut de mama ta soacră, niște cartofi prăjiți rotunzi. Exact, da, da, da. Cu ouă, o rețetă grozavă și foarte frumos apartamentul. Făcut de tine. Deci Cătă e foarte un designer de interior grozav. Vă rog frumos să apelați pentru servicii la mine, da, pe Instagram, Cătălin Măruță, și vă aștept. Și spune-mi, Nino, de la cum a fost pentru tine ăștia 14 ani? Serios acum? E ca și cum au trecut 3 săptămâni pentru mine. La fel de repede? Foarte, foarte repede. Da, au fost repede momente și mai dificile în 14 ani? Și... Da. Au fost, cum să nu fie, au fost momente... Ce moment? Au fost momente pentru mine foarte importante când am observat că Liviu cu adevărat ține la mine. În momentul în care am avut niște operații, de exemplu, pe patul de spital, să spun așa, am văzut reacția lui, l-am văzut foarte îngrijorat și mi-am dat seama că ține la mine cu adevărat. N-am să-i uit niciodată expresia feței când am ieșit din sala de nașteri. Ești ok? Disperat! Total disperat! Dacă sunt bine, și am spus că da... Au fost momente când a fost criza financiară și nu a mers treaba foarte bine și dandanalele veneau și curgeau și trebuiau achitate și a fost destul de greu. Dar am trecut, asta vreau să spun, că am trecut, ne-am susținut unul pe celălalt și am trecut prin toate. Momente de bucurie când a venit Mărcuțul, primul Crăciun împreună cu Marco, îmbrăcat în Moș Crăciun, momente care... Da. La un moment dat îți aduce aminte, nu-ți mai aduce aminte de perioada când erați doar voi doi, și de când a apărut Marco în viața voastră, da, pentru că
E normal să fie așa. Marco, te vezi tot în domeniul ăsta, cântând, nu? Da. Pentru că faci pian, e cum zicea ceva mai devreme Minodora, ești la Dinu la Ipati, ești în clasa a treia, dar am înțeles că îți place și hip-hop-ul. Da, mai ascult uneori când mă plictisesc, am studiat, am făcut lecții, nu mai am ce să fac, mai ascult deci, uneori. Deci mâine, păi mâine o să fii cântăreț, asta îți dorești, nu? Beatbox. Și beatbox îți da, place, da, îi place, știe să facă un pic. Dar e foarte bun dansator, Marco, să deci, știi. Deci mamă și dansator bun, da. Și la pian și cu beatbox? Bate palma aici, praf. Dar fii atent, vreau să le spun celor care ați uită la noi că Marco la 6:30 se trezește fiecare dimineață. Da, absolut, la 6:30. Merge la școală, la pian. La after school. Și vine acasă la 6:30 seara, 12 ore la 6 ore seara, da. 6 seara. Mănâncă, se odihnește un pic și studiază. Bravo, Marco. Și la 9 e în pat. Da. Dar mami, dacă are ocazia și tati, noi de câte ori avem ocazia să-l facem fericit, în weekend-uri să mergem undeva sau vacanțele niciodată nu le luăm doar eu cu soțul meu. Ne facem vacanța în funcție de programul lui, de vacanțele lui, ca întotdeauna, așa se să mergem cu el, să-l bucurăm. Bă, dar prea multă școală, mă, de la 6:30 dimineața până la 6:30 seara, jur. Eu chiar să nu-și vă spun asta. Pe bune, adică când mai joci un fotbal, când mai dai un șotron, așa. Nu mai sunt fotbaliști. De-aia nu mai e. Bun. Minodora, astăzi ne vei cânta? Ce ne vei cânta? Te rog frumos. O să cânt în premieră la voi un cântec pentru Liviu. Textul mi aparține, dar știe pentru că... V-ați surprins acum, nu? Deci. Este o piesă care mă bucur foarte mult că, uite, dintre toate doamnele sau fetele care probabil ar dori să facă o surpriză de Valentine's Day soțului sau iubitului, eu mă simt privilegiată că pot să-i fac lucrul acesta așa la scară mare, adică național, vede absolut toată lumea și ascultă toată lumea. Textul făcut de mine pentru tine este exact, prima strofă spune exact din momentul în care ne-am întâlnit totul cum s-a întâmplat și cum a decurs. Este, piesa este cover, nu este linia melodică, nu este a mea, aparține unui armean, Razmik Amian, și am auzit-o de la cumnata ta piesa, da. A pus-o pe Facebook Aura și mi-a plăcut enorm și în momentul în care am auzit acest cântec, textul mi-a venit de la sine, efectiv l-am scris pentru că m-a inspirat să-l scriu pentru Liviu, care practic, nu știu dacă... În ziua de Valentine's Day, bărbatul trebuie să facă declarațiile. Nu știu dacă bărbatul trebuie să facă declarațiile și, sau femeia, însă eu vreau să îi spun încă o dată soțului meu, deși îi spun în fiecare zi, pentru că eu în fiecare zi îi spun că îl iubesc, că îl întreb dacă mă iubește și copilului meu îi spun în fiecare zi I love you și el îmi spune I love you too, mami. Noi ne declarăm iubirea zi de zi. Și asta vreau să spun, că nu știu dacă ar trebui bărbatul să facă lucrul ăsta, însă eu vreau o dată să îi spun public soțului meu că înseamnă foarte mult pentru mine, că îi mulțumesc pentru răbdare, pentru că cu mine e greu de conviețuit, cu un artist în general e foarte greu, pentru că un artist are și lucruri frumoase, dar și multă nebunie și el are și răbdare. Și deci e o declarație de dragoste. Da, este. Hai să ascultăm piesa și mulțumim mult de tot că ai venit. Și noi vă mulțumim de invitație și că îmi dați voie să-mi exprim ceea ce simt la voi. Cântecul se numește Tu ești lumea mea. Toată lumea mea. Ai rămas fără cuvinte. Ești lumea, universul, înțelegi? Da. Și Liviu, da, vrea cadou, da. Bun, Minodora ne cântă, să nu uităm că este 14 februarie, dăm drumul la muzică. Marco, baftă la școală și mulțumim mult de tot că ai venit. Liviu, mai bea un pahar cu apă tată că urmează melodia. Fii pregătit, Minodora, ești lumea mea. Îmi amintesc mereu, nu uit, când te-am întâlnit. Acea privire caldă, cât de mult m-a răscolit. Un zâmbet inocent mi-a dat un sentiment ce niciodată nu-l voi uita. De atunci eu mi-am dorit să te am în lumea mea. Un zâmbet inocent mi-a dat un sentiment ce niciodată nu-l voi uita. De atunci eu mi-am dorit să te am
tine vreau să trăiesc, să iubesc. Tu-mi dai aripi să zbor, doar tu mă faci să râd, să zâmbesc. Când uneori mă pierd și mă mai rătăcesc, rătăcesc, doar la tine îmi brac. Acum ești lângă mine, ce frumos, ce minunat. Și ne ținem de mână sub un cer senin curat. Cu tine pot să plâng, cu tine pot să râd, ceas de ceas, zi de zi. Cu tine răsăritul nu se va mai sfârși. Mulțumim mult de tot! A fost așa foarte emoționat momentul, mai ales că l-am văzut pe Liviu. Bă, a plâns. Da? Nu știu. Serios, chiar a plâns și... E o lacrimă acum. Pentru că a fost așa foarte emoționat momentul, serios. Sunt convins că mai sunt mulți oameni care s-au regăsit în această melodie și poate și în fața televizorilor au vărsat așa o lacrimă. Chiar foarte fain. Perfect. Vi-l dedic și vouă și ție și lui Andruța ta. A plâns. Pentru că și voi sunteți minunați și... Ai plâns, gata, te-ai emoționat. Marco, și... mai vii pe la noi? Vii odată să ne cânti la pian? Da. Perfect. Vă mulțumesc din suflet, Cătălin, încă o dată vreau să-l dedic și pentru tine și pentru Andruța ta, pentru că și voi sunteți, ca și noi, un cuplu foarte iubit de public. Vreau să mulțumesc celor care îmi scrieți pe Minodora oficial, pe pagina mea de și Facebook. Și pe Instagram poți să scrie cum și e pe Instagram. Instagram. Mihon Minodora. Mihon? Mihon Minodora împreunat, da? Da, împreunat. Vreau să mulțumesc și să știți că o să fac și un live, vreau să fac lucrul ăsta. Să mulțumesc oamenilor că îmi scriu numai lucruri frumoase și...
să mulțumesc publicului meu că am un public foarte educat care îmi scrie foarte frumos pe pagina mea, fără înjurături, fără cuvinte urâte. Cred că oamenii au înțeles ce fel de caracter am și ce fel de persoană sunt eu și atunci pe pagina mea oficială de Facebook am parte numai de oameni absolut deci minunați. Deci pe Facebook mai zi odată cum e. Minodora oficial. Iar pe Instagram? Mihon Minodora. Dați numele acolo soțului. Like și căutați-o. Mulțumim mulțumesc mult de tot. Suflet, mulțumim multă frumos. Baftă. Marco, ai Instagram? Nu. Ai Facebook? Nu. Când îți faci să vii să le anunțăm, da? Sunt micuți, mă. Perfect, aveți baftă. Noi iar revenim mai mult după o scurtă pauză de publicitate. Vă lăsăm să vă ștergeți lacrimile, pentru că avem informații că mai sunt domni care au lăcrimat pe această melodie.